Bună ziua, dragii mei! Începem astăzi o nouă serie de rețete, rețete în familie, unde vom pregăti preparate pe care eu le gătesc pentru familia mea și pe care vreau să le împărtășesc și cu voi. Pentru prima rețetă îl am alături de mine pe soțul meu, care de această dată nu va mai fi în spatele camerelor de luat vederi, ci în fața lor. Bună ziua și bine ați venit în nou studio Jamra Cuisine. Astăzi voi fi ajutorul de bucătar al soției mele. Acum că am făcut prezentările, vă voi spune și ce vom găti astăzi împreună. Vom face o friptură de miel absolut minunată, pe care o puteți încerca și voi de Paște. Pentru această friptură vom avea nevoie de carne de miel, eu am aici pulpă de miel fără os, de legume, cartofi, ardei gras, morcov, brocoli, dovlecel, ceapă, vom mai avea nevoie de prune uscate, zeama de la 2 lămâi, usturoi, ierburi aromatice, cimbrișor și rozmarin, iaurt, pătrunjel verde, și condimente, avem câte o linguriță din curcuma, chimion și usturoi, 2 lingurițe de boia dulce și 2 lingurițe de coriandru pudră. Vom mai avea nevoie și de ulei și, bineînțeles, de sare și de piper. Pentru început va trebui să facem o marinadă, așa că mă vei ajuta. Sigur, perfect? Da. Începem? Da. Haide. Va trebui să pui iaurtul pentru început într-un bol mai mare. Perfect, este iaurt simplu cu 3,5% grăsime, poate fi orice fel de iaurt aveți acasă. Vom adăuga apoi condimentele și te voi ruga să pui curcuma, chimion sau cumin, cum se spune în arabește, nu? Cumin, da. Așa. Sau cămun. Sau cămun, ok. Usturoi pudră, preferatul tău. Nu se va simți gustul de usturoi în friptură. Coriandru pudră. Și bineînțeles puțină boia, noi avem dulce, dar poate să fie și iute. Perfect, acum te rog să amesteci tot. Între timp eu o să spun puțină sare și puțin piper, pentru că va trebui să și asezonăm. Te-am pus sare și piper. Perfect, o să-ți adaug aici puțină zeamă de lămâie. De fapt o să spun zeama de la 2 lămâi. Această zeamă de lămâie va ajuta carnea să se marineze și să fie foarte fragedă. Vom adăuga și pătrunjel proaspăt. Și bineînțeles că vom pune și puțin ulei de măsline. Ulei de măsline marocan. Da. De la soacră ta. De la soacra mea. Am cea mai bună soacră din lume. Bun, perfect. În această minunăție, bineînțeles că vom adăuga carnea de miel. Avem aici cam un kilogram, da, va trebui să lăsăm această carne la marinat. O putem lăsa peste noapte, o putem lăsa chiar o oră, două, în funcție de cât timp avem la dispoziție. Dacă nu avem timp, o putem pune direct la cuptor, nu este nicio problemă. Voi amesteca totul foarte bine ca să gătești eu ceva în această rețetă, pentru că până acum toată treaba a făcut-o ajutorul meu de bucătar. Da, se vede. Cum este în fața camerelor? Cam greu. Greu? Da. O să te obișnuiești, așa că trebuie să le promiți oamenilor că vei mai filma cu Jamila. Da, o să mai apar din când în când, dar pentru început este foarte greu. Acum îmi dau seama cât de greu este... Cât de greu este mie, nu? Este adevărat că nu este deloc ușor, dar partea bună este că cu timpul te obișnuiești și îți iese din ce în ce mai ușor. Acum că am amestecat foarte bine carnea cu marinada, o vom pune la frigider, după cum am spus, pentru câteva ore sau cel mai bine peste noapte. După ce s-a marinat carnea, ne putem ocupa și de legume, pe care le vom pune într-o tavă încăpătoare. Vom începe cu cartofii, bineînțeles, pe care te voi ruga să-i pui aici. Avem aici aproximativ 4 cartofi mari. Perfect. Ceapa. La fel, o să pui exact, pune peste tot. O repartizez cât mai uniform posibil. Ca să se coacă mai bine, nu? Ca să se coacă și bine și ca să avem gustul de ceapă peste tot. Am tăiat-o în bucăți mai mari pentru că ai văzut ceapa se arde destul de ușor. Da. Perfect. Punem și dovlecei pentru că mie îmi plac foarte mult. Sunt sănătoși. La fel și brocoli. Brocoli, după cum spuneam, este foarte sănătos și mie chiar îmi place foarte mult. La fel și copiilor noștri. Este un aliment foarte sănătos pe care trebuie să-l introducem în alimentație cât mai des cu putință, așa-i? Mm-hmm. Perfect. Vom avea o tavă foarte colorată, da. Ardei gras, pentru că e bun și sănătos. La fel, uniformizăm foarte bine toate legumele. Așa cum faci tu de obicei, nu? Exact cum fac tu de obicei. Ai învățat ceva de la mine. Da. Perfect.
și vom pune și morcovul, iar între timp eu o să pun usturoiul. Care îmi place foarte mult. Care nu prea îți place. Trebuie, exact. Dar la fel, usturoiul este foarte sănătos și de gust bun mâncării. Ai văzut că nici nu se simte, așa nu că putem adăuga și usturoi. Uite ceva ce îți place foarte tare, prune uscate, ca să-ți aduci aminte de Maroc. E Maroc, exact. Și prunele uscate merg foarte bine cu carnea de miel. Hai să te ajut să mă simt utilă și să mă simt că am gătit și eu ceva în această rețetă. Și cât că e bine să te iau cu mine. Deja miroase bine, da, nu? Miroase da. Maroc. Cât că e bine să gătesc cu tine pentru că am mai puțin de muncă. Punem și rozmarin, care la fel merge foarte bine cu carnea de miel. Și eu voi pune niște cimbru, proaspăt, bineînțeles. Ți-am luat tot cimbrul. La fel, repartizăm foarte, da, foarte bine. Da, poți să-l mai rupi ușurel. Da, pentru că sunt crenguțele destul de mari, putem să le și rupem. La fel și la cimbru. Bineînțeles că voi puteți să vă puneți orice fel de legume și orice fel de ierburi aromatice doriți. Neapărat să puneți rozmarin, pentru că este minunat cu carnea de miel. Ce culori avem aici? Foarte multe culori. Vom pune și sare și piper. Pui tu? Sunt tot pe mâini, dar trebuie să pui tu. Ok, atunci pun eu piper. Și voi condimenta, bineînțeles, și cu sare. Pentru ultima tușă, bineînțeles, puțin ulei de măsline peste tot. Nu exagerăm pentru că această carne de miel are suficientă grăsime, așa că n-am pus mai mult de 2 linguri. Voi adăuga acum carnea de miel peste legume. Miroase foarte bine și arată foarte bine. Acum că am terminat și cu carnea și cu legumele, vom merge să preîncălzim cuptorul. Pentru a găti friptura de miel, voi folosi cuptorul electric Electrolux Steam Boost. Acesta este unul foarte complex și are atât funcții clasice de gătire, cât și posibilitatea gătirii cu aburi pentru preparate suculente și perfecte de fiecare dată. Afișajul este unul intuitiv și este foarte ușor de folosit. Eu voi folosi funcția Steamify, care ajută la adaptarea cantității de abur în funcție de temperatura aleasă. Asta înseamnă că nu trebuie decât să-mi aleg temperatura, în cazul meu 200 de grade, iar cuptorul va ști cât abur să producă pentru o friptură perfectă. Voi apăsa asta start, îl voi porni și va trebui să umplu rezervorul cu apă. Și îl voi lăsa să se preîncălzească. După ce s-a preîncălzit, vom pune friptura la cuptor pentru aproximativ o oră, până când se va rumeni foarte frumos. Soțul meu va face lucrul acesta pentru mine. Sigur! Mâncarea este gata, arată foarte, foarte bine, carnea s-a rumenit absolut perfect și nu aveți idee cât de bine poate să miroasă, așa-i? Da. O lăsăm să se răcească puțin, iar apoi o putem servi. Dragii mei, friptura de miel cu legume la cuptor este gata, arată și miroase extraordinar de bine. Am pregătit aici o porție pentru 2 persoane, ca să ne bucurăm împreună de ea. A ieșit foarte suculentă, deși nu am adăugat deloc apă în tavă, are un gust minunat. Deja am gustat amândoi când am făcut această farfurie și vă putem spune că este foarte fragedă și gustoasă. Este o rețetă simplă, așa că sperăm din suflet să o încercați și voi de sărbători și sperăm să vă placă. La revedere! Sărbători fericite! La revedere!